Bună ziua tuturor! Astăzi a avut loc Consiliul Național Politic al Platformei Demnitate și Adevăr după alegerile locale generale care s-au întâmplat în Republica Moldova. Am discutat mai multe subiecte și a fost adoptată următoarea declarație care îi vă da citire. Declarația Platformei Demnitate și Adevăr cu privire la deciziile Consiliului Politic Național din 3 decembrie 2023. Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr s-a reunit astăzi, 3 decembrie 2023, pentru a analiza rezultatele alegerilor locale, a modifica componența Biroului Politic Național și a stabili perspectivele de viitor a partidului, în special pregătirea de alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Principalele concluzii a reunirii de astăzi a Consiliului Politic Național constă în faptul că Platforma Demnitate și Adevăr a trecut testul politic și electoral extrem de important și a demonstrat societății că partidul are potențial și este capabil ca prin resursele modeste să obțină un scor decent. Atât la nivel de municipiu Chișinău, a suburbiilor, cât și la nivel de raioane și satele din Republica Moldova. Platforma Demnitate și Adevăr a confirmat că are susținere politică, iar aleșii locali din partea partidului sunt gata să se dedice plenar pentru a munci în interesul locuitorilor. Tot astăzi s-a discutat despre situația politică post-electorală, în special dificultățile cu care se confruntă aleșii locali ai Platformei Demnitate și Adevăr. În acest context, Consiliul Politic Național își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că partidul de guvernământ obstrucționează validarea mandatelor mai multor primari aleși, care au câștigat aceste alegeri. Această obstrucționare se face în mod ilegal, abuziv, cu încălcarea legislației electorale, fiind ghidată de interesele politice de moment și fiind executate de către membrii comisiilor electorale, care sunt exponenții partidelor politice. Asemenea, acțiuni abuzive sunt îndreptate nu doar împotriva aleșilor locale ai Platformei Demnitate și Adevăr, ci și împotriva candidaților independenți, precum și a candidaților primarilor altor partide politice pro-europene. În acest fel, Platforma Demnitate și Adevăr își exprimă solidaritatea cu toți aleșii locali. În calitate de partid politic, care este atașat principiilor autonomiei locale, suntem dispuși să oferim din surse proprii consultanță și reprezentare tuturor primarilor, inclusiv celor independenți care nu beneficiază de suport partinic pentru a-și apăra în instanțele de judecată mandatele care au fost obținute prin voturile cetățenilor. O altă situație scandaloasă se referă la crearea coalițiilor monstruoase în unele raioane ale Republicii Moldova. Un exemplu de coaliție dintre PAS și gruparea lui Eugeniu Nichiforciuc la Florești, prin care partidul de guvernământ a creat toate condițiile ca oamenii lui Nichiforciuc să acapareze conducerea raionului Florești, pe de o parte. Pe de altă parte, se fac tentative de curățare a imaginii acestui personaj toxic. În aceste zile se întâmplă și alte lucruri grave, cum ar fi șantajul aleșilor locali, coruperea politică pentru a obține voturile necesare pentru funcțiile de președinte sau vicepreședinte de raion. Pornind de la cele prezentate mai sus, Platforma DA se adresează tuturor cetățenilor Republicii Moldova, instituțiilor statului, precum și partenerilor externi, pentru a solicita următoarele. 1. Încetare imediată a șantajului asupra aleșilor locali. 2. Oprirea tuturor tentativelor de corupere politică și subordonarea partinică a aleșilor locali. 3. Îmbunătățirea legislației electorale, care să nu mai permită reprezentanților partidelor politice să decidă discreționar asupra validării mandatelor primarilor aleși în orașele și satele din Republica Moldova. Renunțarea la proiectul de lege cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin care se urmărește acordarea unor împuterniciri discreționare către Autoritatea Națională de Integritate de a înceta mandatele aleșilor locali în orice moment. Îndemnăm majoritatea parlamentară să nu aprobe asemenea modificări,
care vor duce la dispariția autonomiei locale. Iar primarii ar fi în permanență șantajați și dependenți de puterea centrală. În cadrul lucrărilor Consiliului Național Politic s-a luat decizia de delega Biroului Politic Național și președintelui partidului să depună toate eforturile pentru a crea o alianță mai largă a forțelor pro-democratice, pro-europene în contextul campaniei electorale prezidențiale și a celei parlamentare, care vor avea loc în viitor. În acest sens, va fi inițiat un amplu proces de consultare cu alte partide extraparlamentare în vederea unei construcții electorale mai largi în jurul Platformei de Unitate și Adevăr, pentru identificarea unui candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. Vă mulțumim și fiți alături de noi și cu alte declarații importante pentru Republica Moldova. Mulțumesc, colegi!